La cererea Uniunii Europene a fost întocmită o lege conform căreia românii nu mai au drepturi să fumeze în spații publice, cum ar fi parcurile, locurile destinate copiilor, ambulanțe, mijloace de transport în comun, taxiuri, mașini de serviciu sau universități. Mai mult, patronii de restaurante care vor să așeze scurmiere pe mese vor fi nevoiți să interzică accesul minorilor în încăperi. Fumatul va fi permis în spații publice închise destinate distracției, cum ar fi cluburi, baruri, discoteci, chiar și cantine și restaurante. Potrivit datelor, studiul lui global asupra tutunului la adulți. În România existau anul trecut 4,84 de milioane de fumători.